Bun, acesta este raportul pe care l-am făcut cu tool-ul numit Screaming Frog. Am analizat site-ul, am folosit ultima variantă a tool-ului. Și tool-ul zice așa, de exemplu, în pagina despre noi aveți link-urile acestea. Mă aștept să fi avut la un moment dat o altă variantă a site-ului în care la paginile statice nu aveți acest static. Și link-ul de aici este trecut într-un fel atipic, este link de tip relativ. În loc să scrie href egal 101 figurine, scrie href, două puncte, două, nu, punct, punct, care înseamnă că este să meargă la folderul anterior și slash, adică să-l încarce. Și aici, dacă suntem despre noi, mă duce la static și îl încarcă. Și static dă eroare. Deci, dacă fac click pe linkul ăsta, mă duce la o pagină de eroare. Apoi, aveți în toate paginile site-ului linkul acesta către cauți.ro, care link dă eroare și ar trebui să-l corectați. În acest URL aveți linkul către East European Comic Con, care dă eroare. E un URL care e vechi. Mă rog, ideea e că nu aveți multe linkuri de erori și vi le-am precizat pe toate aici. În tool-ul Screaming Frog mă duc la URI și aici pot să văd lungimea URL-urilor. Și dacă la fișierele de timp imagine nu contează lungimea URL-urilor, apropo, în locul vostru n-aș bloca Tim Tambo. Adică Google ar trebui să poată naviga și pe aceste URL-uri, cred. Nu cred că faceți conținut duplicat, ci cred că, împotrivă, vă ajută să generați acele URL-uri. Mă rog, și aveți aici produse care au lungime de 148 de caractere și ar trebui să le mai scurtați. Acestea 144 și, mă rog, dacă tot dau, tot voi găsi. Și în principiu, nu are rost să le schimbați acum. Deci site-ul e deja făcut. Dacă faceți schimbarea URL-urilor, o să pierdeți un pic din poziționare și nu vă ajută. Dar de acum încolo, de exemplu, puteți lua în considerare să nu aveți homepage, produs, categorie, nume produs. O să fie homepage, direct produs. V-ar ajuta mai mult o structură de genul acesta. Și nu aveți nevoie să fie toate cuvintele în URL. În principiu, vă afectează asta că oamenii sunt mai puțin înclinați să vă dea link. Dacă văd un URL atât de lung, eu dacă iau linkul ăsta și îl pun pe o rețea socială, o să se vadă mai rău decât ar fi un link de genul să nu mai aibă nici produs, să nu mai aibă nici ăsta, să fie numai Dark 2 Scope Collection volumul 2. Să fie numai atâta. Eventual și ID-ul. Deci URL-ul ăsta ar fi mult mai prietenos cu vizitatorii. Ăsta e principalul motiv pentru care vă recomand să scurtați URL-urile. Altfel, din punct de vedere SEO, Google poate indexa și un URL mai lung și nu le aveți, să zicem, exagerate. Adică nu aveți niciunul peste 200 de caractere, ceea ce e foarte ok la un site de dimensiunile voastre. Stați bine. Și nu schimbați URL-urile vechi. Dar eu aș lua în considerare că de acum încolo să URL-urile să arate așa. Pentru mine ar fi mai ok. Iarăși URL-uri lungi. Bun. Bun. Titluri de peste. Deci, aici pot să văd lungimea caracterelor, lungimea titlurilor și aveți niște titluri foarte lungi. Voi n-ați editat deloc titlurile după ce le. În mod normal ar trebui să aveți în platforma de management a conținutului o opțiune să editați numele produsului și o opțiune să puneți titlul și acela trebuie să fie diferit. Pentru că titlurile astea sunt prea lungi. În Google o să apară prescurtat, nu o să vă apară titlul URL-ul complet. O să-l pună cu puncte puncte. Și aveți foarte multe. Deci cam astea până în 70, deci aproximativ 3-5 am zis eu, nu știu, poate nu chiar atât, dar aproximativ 3-5 din URL-urile din site-ul vostru sunt foarte lungi și v-ar ajuta să le mai scurtați. Este foarte bine că aveți 101figurine.ro în titlu. Ce nu este așa de bine e că la multipaginare aici aveți, dați în conținut duplicat. Apropo, acest URL are linkuri din toate astea. Deci aveți un link în site. Hai să-l deschid. El mă redirecționează automat. Uite, aici nici nu aveți redirect.
Deci aici aveți la pe site-ul ăsta aveți, dacă pun HTTP simplu, mă redirecționează. Și aici cred că aveți. Nu, aici nu aveți. Deci asta e blogul, sunt în continuare pe blog. Hai să vedem aici. Da, deci la, pe site aveți redirecționare de la HTTPS, HTTP simplu la HTTPS. Scuze, am modificat urile eu. Da? Dar pe blog nu aveți redirectul ăsta. Hai să văd și cum e link-ul la către blog. Link-ul către blog e cu HTTPS. Dacă cineva ajunge dintr-un link, adică e suficient un singur link să ducă, să ducă la HTTPS, deja în momentul ăla Google poate să indexeze tot site-ul cu HTTP simplu. Și atunci v-aș recomanda să puneți redirectul de la fără HTTP, să puneți redirectul la HTTPS automat. Bun, și atunci aveți aici niște și pe blog și și pe la categorii. Vă lipsește un indicator, noutăți pe aici să fie pe 8. Noutăți pe 1, ca să știe că e pagina 1 sau pagina 8. Bun, meta descrierea de pe homepage e foarte lungă, v-am sfătuit să o scurtați. Și vă recomand chiar să vă faceți meta descrierile ceva în genul celor care se fac pe la Google. Când te duci la Google și cauți cu Internet Explorer, hai să deschidem Internet Explorer. Îl deschid pentru că aici am n-am nimic setat, n-am niciun ad blocker și așa. Și dacă eu caut figurine, preț, se pare că nu există reclame. Jucării, preț, cumpăr. Aici aveți să apară. Nu? Aici văd o reclamă. Bun. În genul ăsta v-aș recomanda să faceți și meta-descrierile. Obții jucării premium, nu știu ce, 24/7 și să faceți texte de genul acesta, mai multe bucket-uri de descrieri de genul acesta. Uitați, ăsta e un bun exemplu. O descriere scurtă, un text aici, nu știu ce. Asta e deja e prea lungă. Asta e spam, că repetă, mă rog, probabil e generat automat. Bun. Uitați, și ăsta e un exemplu foarte bun. Are 3 descrieri scurte. În genul ăsta vă recomand să faceți descrierile. Să faceți 3 casete de descrieri și să folosiți link-ul pe care vi l-am dat în articol. Aici o descriere, a doua, a treia. Ceva de genul ăsta vă recomand să faceți și voi. Nu să fie o descriere, o poezie de la A la Z. O poveste, nu o poezie, de fapt. Vă oferă cu nu știu ce figurine. Aici e relevant. Plus că e prea lung, ar trebui să aibă 160 de caractere. Și repetați niște cuvinte cheie. Nu așa se face descriere. Nu e ok. Faceți cum le o vedeți pe acestea cum caută, cum se obțin când cauți la Google. Bun. Deci toate meta-descrierile voastre au lungime nepotrivită. Trebuie să aibă între 110 sau chiar 120 și 155 sau până la 160 de caractere. Deci aveți, toate astea sunt foarte prost făcute, mai bine le eliminați, deci decât să le faceți cum le faceți acum, e mai bine să le eliminați. Dar dacă nu le eliminați, faceți-le cu cum vi le-am recomandat în articolul ăsta. E un tool foarte ok pentru generare de meta-descrieri automate. Hai să văd ce am mai scris aici. Meta keywords este ar trebui eliminat complet, nu vă ajută la nimic și e potențial să vă marcheze site-ul de spam. Nu, în principiu nu vă afectează aproape deloc, dar ar fi mai bine să-l scoateți. Tagul H1. Aveți o singură apariție și toate aparițiile sunt pe telefon. Deci dacă mă duc aici și dau inspect element, ăsta e H1, aici a spus H3. H1 ar trebui pus pe titlul produsului, aici, ăsta, aici ar trebui, sau în categorie, pe titlul categoriei.
Voi a spus aici un H2. Nu e ok. Puneți H1 pe titlul ăsta și în categorie. Iar și H2. Ar trebui aici H1. Și scoateți alte H3, H nu știu cât. N-aveți nevoie. Tot ce aveți nevoie în site-ul ăsta e H1 un titlu de categorie, H1 pe titlul produs. Pe homepage niciun H1 și în rest niciun H2, niciun H3. Îl încurcați pe Google un pic la navigare și nu are niciun rost. Faceți o modificare asta odată făcută, se propagă în toate paginile din site. Bun, imagine. Aici ce ați spus la H2. Aici mai apar și alte titluri, dar voi nu aveți nevoie de H2, doar de H1. În sortat aceste imagini după dimensiune, aveți și imagini de aproape 4 mega o imagine, deci 4 megabits ca să încarce o poză. Aveți ceva imagini peste 1 mega, deci toate astea de aici au peste 1 megabyte. În schimb, problematic este că aproximativ jumate, cam atâtea de aici în sus, au peste 100 de kilobytes. E o imagine mare aceste 100 de kilobytes și ar putea să te comprimați. Un alt aspect e că nu ar trebui să folosiți poze de tip PNG. Deci poza asta e o fotografie, asta trebuie făcută cu JPG, nu vă ajută cu nimic că e PNG și ocupă mult mai mult spațiu. Deci poza asta, dacă o faceți ca JPG, ocupă mult mai puțin spațiu, o poză mititică, cu o imagine, nu e ceva complex. În schimb, ca JPEG ar comprima mult mai bine. Deci nu folosiți PNG-uri unde ar trebui să aveți JPEG-uri. Bun. Rel canonical. Aici am zice la directive că nu aveți nici rel canonical, nici rel next, nici rel prev. Rel canonical înseamnă că, de exemplu, dacă intru pe URL-ul acesta și mai adaug la sfârșit chestia asta, din greșeală, nu știu, poate ajung din URL așa. Sau mai adaug, poate că ajung la URL-ul ăsta. URL-uri de genul ăsta, dacă aș pune rel canonical în site, aș spune lui Google, Google, nu indexa URL-ul ăsta, că nu este cel bun. URL-ul corect e ăsta și intră pe el. Bun. Deci vă recomand să puneți rel canonical pe toate paginile în site, homepage, categorie, subcategorie, produs. Și la paginile de categorie de genul acestora, cu pagina 2, pagina 3, nu știu ce, puneți rel next prev. Google este destul de dificil să se ducă aici la pagina 1, după aia se ducă la pagina 2, pagina 3, pagina 4, pagina 5, chiar dacă aveți linkuri. E greu să ajungă pe Google din link până la pagina 16. Dar dacă puneți rel next prev, rel next și rel prev, e mult mai ușor pentru Google să știe care e prima și ultima pagină dintr-o enumerare. Și asta vă recomand să faceți. Am uitat să copiez link-ul. Bun. Și cam ăsta este auditul meu cu Screaming Frog. Sunt niște lucruri de perfecționat, aveți ceva probleme și o să fac referință la audit în multe pagini din site. Spor!